Edilul din Roșia de Amaradia este foc și pară pe guvernanți după ce o lege dată îi avantajează tot pe cei bogați. Parlamentarii cred că sunt preocupați ca pe acolo prin Parlament să clocească așa pe românește câte o lege care să fie în interesul lor. Și știți foarte bine ce activitate au parlamentarii. Când e vorba de dumnealor să-și crească indemnizațiile, când e vorba de... Am văzut acum mai nou și majoritatea parlamentarilor folosesc mașini din astea de capacitate mare, pentru care plătea 40 ceva de milioane impozit pe an. Ce s-au gândit ei? Să reducă impozitul la mașinile. Nu plătesc decât 4 milioane acum, de 10 ori mai puțin. Iar la mașinile de capacitate mică, unde plătea 70 de lei, acum s-a dublat. Adică au redus acolo, dar trebuia să ia banii de undeva și tot de la omul de rând. Ăștia sunt parlamentarii într-un cuvânt. În prezent, pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1400 de centimetri cubi, proprietarul va plăti 84 de lei cu 28 de lei mai mult decât anul trecut. În schimb, cei care conduc mașini cu o capacitate cilindrică de 4000 de centimetri cubi vor trebui să scoată din buzunar 480 de lei și nu 5800 de lei, cum era înainte de modificarea impozitului auto.